toate aceste schimbări ajută copilul meu să înțeleagă ceea ce ar trebui să învețe la școală și ceea ce ar trebui să îl ajute în dezvoltarea lui ulterioară? Pentru că de multe ori mă întreabă când vine de la școală, în clasa 5-a fata mea, chiar am nevoie de materia X? Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor celor din conversația asta. Răspunsul scurt în legătură cu schimbările e pe două componente distincte. Da, sunt necesare și a doua parte este virgulă în măsura în care ele sunt formă cu fond și nu formă fără fond. Iar forma cu fond o reprezintă nevoia de transformare structurală a modelului educațional de la noi și de aducerea sa, mai ales în zona preuniversitară, din modelul anterior depășit într-un context și într-un model, într-o arhitectură actuală. Ținând seama de faptul că suntem altfel, funcționăm altfel, nu mai suntem într-o societate comunistă, ci suntem într-o zonă de subsidiaritate europeană, nu mai operează așa de eficient centralizarea de sorginte anterioară, ci e nevoie de cu totul altceva. Copiii funcționează altfel și copiii dumneavoastră cu siguranță funcționează altfel la vârstele lor față de cei din urmă cu 20, 30, 40 de ani. Prin urmare, răspunsul este da, cu o singură condiție. Față de mine când eram copil, da, corect, aveți dreptate. Da, sigur că da. Cu o singură condiție, ca busola schimbărilor să indice nordul corect. Pentru că altminteri facem așa lucruri bezmetice, cosmetice și mai ales, așa cum zicea Maiorescu la 1860, forme fără fond. Și aici cumpăr în bună măsură argumentul doamnei inspector școlar general adjunct, apropo de modularizare versus semestre, cu o singură condiție. Să fie pe un model curricular și pe o transformare esențială a celei mai importante piese din zona educațională preuniversitară și anume a arhitecturii curriculare, coroborate cu arhitectura de resurse umane, cu arhitectura instituțională și așa mai departe. Prin urmare, toate lucrurile despre care vorbim, modularizare, teze, neteze, evaluări, neevaluări, dat cu o săptămână mai la stânga, mai la dreapta, ăstea sunt lovite de nulitate ca forme fără fond, în absența, așa cum spuneam, nordului corect al busolei transformării, schimbării paradigmei educației, care nord e cam dat de pământ la ora actuală și busola e cam țăndăr, pentru că, în primul și în primul rând, cu o clasă politică mediocră și cu oameni care nu știu, nu pot și nu vor să-și asume această transformare, într-o conivență așa de cerc vicios și cu părinți și cu copii și cu toată lumea, să fie călduți, să fie bine, să nu fie rău, mai facem ceva pe colo, pe colo, așa ceva n-are cum să ne ajute să răzbim, să o scoatem la capăt. Și am să vă dau un exemplu acum direct de lucruri de genul ăsta în care ne facem că facem, dar alea care sunt grele, dure și care țin de schimbare de paradigmă, rămân încă acolo din motive mai mult sau mai puțin obscure. Și aici mă refer direct, specific, la ceea ce înseamnă în aceste propuneri de legi pe surse secretizate, nesecretizate, o mutare politică extrem de proastă în opinia mea, de a le ține așa la sertar și sub obroc, păstrarea statutului de director second hand a oamenilor care conduc școlile în învățământul public, spre deosebire de directorii din învățământul particular, care își pot angaja cu echipele lor profesorii și comunică echipele de profesori către direcțiile județene, în timp ce oamenii ăștia second hand, așa cum spuneam, primesc în continuare în plic de la, din mecanismul de resurse umane al direcțiilor județene, primesc profesorii în condițiile în care ei semnează contracte de calitate cu dumneavoastră, părinții copiilor lor. Prin urmare, eu, Marian Staș, dacă sunt director de școală publică, semnez contract cu domnul Osmanovici că educ copiii așa cum se cuvine, dar în schimb primesc în plic echipa de profesori pe care eu nu mă pot angaja, putându-mi angaja.